Salutare, oameni buni! Bine ați venit la e-commerce pe concret, podcastul comunității e-commasters. Azi îl avem pe Paul Melinte, fondatorul Picasso Copywriting. O să ne spună el ce-i cu Picasso și de ce Picasso și ce legătură are cu copywriting-ul. Bine ai venit, Paul! Mulțumesc frumos, Cosmin! Mulțumesc! Foarte bine, mă recuperez după răceală, cum știi, și mă pregătesc de sărbători prin muncă. Da, mulțumim că ești aici, Paul. Trebuie să le spunem ascultătorilor și privitorilor noștri că noi avem un program de e-commerce și abilitățile noastre de a promova acest program sunt destul de reduse. Abilitățile noastre sunt să ajutăm antreprenorii în e-commerce, așa că i-am cerut ajutorul lui Paul să ne ajute cu promovarea programului de antreprenoriat și mulțumim, Paul, că ne ajuți. Face minuni, Paul. Și ne-am gândit să-l aducem pe Paul să ne povestească mai multe, că dacă tot ne ajută pe noi, să vă ajute și pe voi, pe membrii comunității. Paul, ce legătură are Picasso? A scris vreo carte Picasso? De ce se cheamă Picasso Copywriting? Pot să zic că sunt mai multe motive. Unul dintre ele cred că este printre puținii, nu știu dacă să zic singurul, artiști care au reușit să facă bani din timpul vieții. Știi că de obicei, și nu-i doar un mit, e povestea asta cu artiștii geniali și neînțeleși care nu reușesc să-și vândă marfa. E, Picasso a fost un bun vânzător, a reușit să-și vândă și să-și vândă foarte bine operele. Dincolo de asta, de ce mi-a plăcut el sau mi-a plăcut povestea lui? Pentru că n-am cunoscut omul, da? Știm doar ce ni s-a transmis. A fost genul de om care tot timpul s-a reinventat, genul de om care a fost, dacă... Chiar și acum când am fost la muzeul lui, am citit poveștile astea, tot timpul a fost la curent cu ce se mai întâmplă în lume, cu ce alți artiști mari sunt care creează lucruri. Genul de om care tot timpul, chiar dacă era genial, el tot timpul învăța, tot timpul copia, tot timpul adapta. Și acum există un citat care nu știm dacă îi aparține cu adevărat lui sau nu, care spune că artiștii buni copiază, iar marii artiști fură. Ce înseamnă pentru mine treaba asta? Nu știu dacă îi aparține lui, dar înseamnă că trebuie să ai umilința de a înțelege că sunt în lume mult mai mulți oameni deștepți, adică nu ești singurul om deștept din lume, sunt mulți oameni care creează și de la care poți să furi ideile bune, chiar dacă nu sunt în domeniul tău și să le aplici. Și cumva asta am făcut toată viața mea, tot timpul eu am, am căutat ideile bune, am căutat oamenii deștepți, am căutat să mă prind ce anume am făcut bine și să fac inginerie inversă, să fac și eu aceleași lucruri. Și despre asta este vorba. Înainte să reinventez roata, hai să văd cine a făcut-o, să încerc să o copiez, să încerc mecanismele și să-mi construiesc și eu o roată. Cam așa este și în copywriting. Plus, în plus, copywriting-ul este o artă. De ce este o artă? Pentru că degeaba am făcut eu 10 campanii în care lucrurile au mers mult. Nu este o știință exactă că la 11-a o variabilă poate să-mi dea campania peste cap și s-ar putea să nu funcționeze. Și atunci cam astea sunt lucrurile care m-au dus la această denumire. Picasso, copywriting. Dar cum e cu copywriting-ul ăsta? Ce înseamnă? Să-i facem din vorbe sau ce înseamnă copywriting? Copywriting-ul este persoasă, este învățare. Adică oamenii care fac este vânzare, oamenii care fac vânzări, oamenii care fac recrutări, oamenii care se ocupă de strângeri de fonduri, oamenii care fac chiar și customer care, oamenii care fac public speaking, oricine încearcă într-o formă sau alta să influențeze pe ceilalți, pot spune că sunt colegii mei de braslă, fac copywriting. Copywriting-ul, deși oamenii văd doar ca pe vânzare, nu, este vânzare în scris, cam asta este copywriting, sau persuasiune în scris. Eu consider că șeful care are, șeful care are o idee nouă și vrea să-i convingă pe colegii lui să o implementeze și le trimite un e-mail sau le ține un speech? Din punctul meu de vedere este tot copywriting. Copywriting-ul și de fapt nici măcar nu contează cum îi spui. Eu consider așa, copywriting-ul este psihologie, este sociologie, pentru că nu vrei să influențezi doar un individ, vrei să influențezi mase. Și este, nu știu, economie comportamentală, pentru că trebuie să înțelegi cumva cum își iau oamenii deciziile legate de bani, spre exemplu, și cum influențează toate lucrurile astea. Asta este copywriting-ul.
oamenii în general când vorbesc despre copywriting vorbesc despre, nu știu, e-mail-uri, pagini de vânzări. Depinde ce tip de copywriting faci. Există copywriting pentru marketing direct, există copywriting pentru branding, când dau o denumire, când scriu un slogan, când fac lucruri de genul ăsta. Copywriting este comunicare. Comunicare cu scopul de a influența, de a produce o decizie, fie că e o decizie de vânzare sau de donație sau de orice altceva. Orice altceva. Da. Este copywriting. Eu asta văd. Am înțeles. Cum funcționează copywriting? De fapt, nu, o altă întrebare am înainte de asta. Un antreprenor trebuie să știe copywriting el personal sau mai bine angajează un copywriter care să scrie pentru el? Am om plătit. Eu cred că toți antreprenori, eu cred că cu toții știm copywriting, adică copilul mic care își influențează părinții să facă de la, nu știu, 2, 3, 4, 5, 6 ani, îl influențează să facă anumite lucruri și eu văd, am un nepot, văd că el știe și folosește elemente din copywriting. Cred că oamenii nu trebuie neapărat să învețe copywriting de multe ori, ci trebuie să învețe și copywriting, dar de multe ori trebuie să ne aducem aminte sau să înțelegem unele lucruri pe care le facem în mod natural și să le putem face și în scris. Cea mai mare problemă a unui copywriter, ca să, știu, să spun și la întrebare, este că atunci când se apucă de scris, devine nenatural. Noi oamenii suntem în mod natural suntem copywriter. Noi în mod natural știm să vindem. Dacă zic, ok, convingeți un prieten să cumpere un produs de la tine sau să meargă cu tine undeva sau lucruri de genul ăsta, ne găsim argumente. În momentul în care ne punem la tastatură, nu mai știm să facem lucrul ăsta așa cum trebuie. Pentru că avem impresia că trebuie să impresionăm. Uităm că trebuie să comunicăm. Asta o ținem de citat. Avem impresia că trebuie să impresionăm când doar trebuie să comunicăm. Da. Copywriting, eu asta consider. Spre exemplu, copywriting, este o vorbă în copywriting, a spus-o un mare om, al cărei nume îmi scapă acum, am un lapsus, dar ți-l spun imediat, care a zis, copiul este asamblat, nu este scris. Adică în copii, nu, eu zic altfel, nu poți să spui poezii. Trebuie să știi ce ai de spus și să o faci într-un mod persuasiv. Adică copiul este comunicare. Ce trebuie să comunic? Ok, dacă știu că tu ai niște probleme pe care eu trebuie să le rezolv, trebuie să-ți pot spune lucrul ăsta cât mai rapid și evident, după aia mă gândesc cum pot să spun într-o formă cât mai persuasivă, ce cuvinte folosesc. Care este ordinea lor? Da, aici intervin științe precum persoasiunea, care zice, spre exemplu, că dacă restaurantul meu are în denumirea lui 79 versus 17, deci dacă am un restaurant care se numește Ruta 69 sau cum se numește restaurantul ăla versus Ruta 16, la Ruta 69 oamenii o să aibă note de plată mai mari. Că o să creadă ei sau chiar o să aibă? Nu, chiar o să aibă, o să cheltuie mai mulți bani. Pentru că asta ține un pic de economia comportamentală și de modul în care funcționează creierul, care spune că chiar și anumite impulsuri aparent absurde ne influențează evaluările. Adică dacă te pun acum, spre exemplu, să te gândești la un număr între 1 și 100 și îți cer după aia să-mi evaluezi cât costă acest pahar, îmi vei da un alt răspuns decât dacă te pun să te gândești la un număr între 500 și 1000. Când te pun să te gândești la un număr între 500 și 1000, nu e absolut deloc legat cu lucrurile astea, o să-mi dai un răspuns mai bun, o să-mi dai un număr mai mare, o să-mi faci o evaluare mai bună. Pur și simplu, mintea noastră și-a uneori repere iraționale. E, asta țin de finețea copywriting-ului, dar până să ajungi la finețe, trebuie să știi ce să comunici. Trebuie să știi pentru. Cumul este abia ultima parte. Dacă comunici lucruri proaste, oamenii oricum, dacă vreau să vând o absurditate, oamenii oricum nu o să o cumpere. Dacă am făcut, cum ziceam și noi, vorbeam într-o discuție anterioară, product market fit, adică am găsit omul, am găsit ce își dorește, mi-am dat seama de ce își dorește acel lucru, mi-am dat seama care sunt obiecțiile lui, care sunt obstacolul lui, cât este dispus să plătească, când este dispus să plătească și o grămadă de alte răspunsuri de genul ăsta, după intră lucrurile astea de finețe, cum fac să-mi evalueze mai profitabil, cum construiesc momentum astfel încât oamenii să cumpere.
Revenind la întrebarea ta, da, un antreprenor, că ne-am lungit foarte mult, trebuie să învețe copywriting sau să înțeleagă. Copywriting este de fapt să înțelegi cum funcționează natura umană. Despre asta este vorba. Și nu cred că poți să faci afaceri cu oameni fără să înțelegi cum funcționează natura oameni, de cum ia oamenii decizii, de ce ia oamenii decizii, cum pot fi influențați într-un fel sau altul. Mi așteptam rândul la vorbit, că am atâtea întrebări da. Și atâtea lucruri de spus. Ai spus de număr, de 16 și 69. Din câte am citit eu, se cheamă priming, adică ne dă un fel de nadă inițială și noi rămânem agățați de ea, deși nu are absolut nicio legătură cu subiectul ulterior. Sau ancorare. Da, există și o ancorare logică. Îți dau un exemplu, că asta este ancorare fără niciun fel de logică, dar există și o ancorare logică. Când intru într-un magazin fizic, să zicem, și văd la intrare, văd un produs, văd produsul ăsta care este, nu știu, $1000, o bluză. Și cumva s-a ancorat în mintea mea că ăla este un magazin în care bluzele sunt $1000. În momentul în care o să văd și nu o văd tăiată, nu o văd pur și simplu, dacă vreau să o cumpăr, mă costă $1000. Merg mai departe și văd o altă bluză asemănătoare care și aia este $1000, dar e tăiată și acum e la 300 de euro reducere. Avem o dublă ancorare acum. Prima dată prețul în care într-adevăr am văzut este $1000, ăsta este costul real. După care avem aici a doua ancoră, că mai am încă o dată prețul $1000, dar este tăiat de data aceasta. Deci înseamnă că într-adevăr ăla este prețul, dar produsul ăsta este la reducere. Primingul ăsta e Cialdini, l-a documentat, să zicem, dar este de mult timp. El numește persuasiune, adică partea de dinainte de a persuada oamenii și într-adevăr așa funcționează. Dincolo de asta, sunt oamenii, știi că Kahneman și Ariely și alții din economia comportamentală vorbesc despre gândirea rapidă și vorbesc despre iraționalitatea omului. Sistemul 1, sistemul 2. Exact, exact. Ideea este că lucrurile care sunt centrale sau care ne sunt făcute să fie centrale în atenția noastră devin prioritare. Chiar dacă n-au absolut nicio legătură cu realitatea. Niciun motiv real să fie centrale, doar pentru că un om de marketing... Doar cineva a decis să fie centrale. Asta vreau și eu să precizez scurt pentru cei care ne privesc. Sunt doi oameni pe care îi urmărim și îi respectăm fantastic. Kahneman, care a fost primul care a inventat conceptul și care a luat și premiul Nobel pentru asta, Daniel Kahneman. Vă recomand insistent să citiți Gândire rapidă, gândire înceată se cheamă. Lentă. Thinking Fast and Slow în original. Și apoi Ariely, care este mult mai spumos și mai ușor de citit. Și el cu câteva cărți, spune-le tu pe românește, Predictively Irrational. Irațional în mod predictibil. Așa. Are una cu banii, dar nu i-am reținut. Știu că e legat de bani. Efectiv despre bani este... Și el în general merită să fie urmărit și ascultat, pentru că, nu știu, mie îmi place, e și ușor. Kahneman e un pic mai greu, mai... E mai didactic. Simpatic, așa. Mai didactic. Da. Dar ne place foarte mult, cel puțin mie, Kahneman îmi place extrem de mult. Mi se pare cea mai bună carte de non-ficțiune pe care am citit-o, Gândire rapidă, gândire lentă. Și ideea de sistem 1 și sistem 2, adică sistemul rapid care reacționează instinctual și sistemul care gândește și face calcule și cât de la mâna lor suntem, cât de controlați de ele suntem, mi se pare fascinant. Dacă stai să te gândești, bine, și marketingul direct, dar brandingul în mare parte este bazat foarte mult pe gândirea rapidă, adică ne place sau nu ne place să facem lucrul ăsta, am mai făcut sau n-am mai făcut lucrul ăsta, ne este sau nu ne este familiar, pentru că sunt multe erori de astea, adică oamenii continuă să facă lucrurile pe care le-au făcut. Una din erorile de gândire este continuăm să procedăm într-un anumit fel, nu pentru că așa ar fi cel mai bine, nu pentru că așa ar fi rațional, ci pentru că așa am făcut până atunci. Da, nu dorim să... Dacă ți-amintești, am avut o discuție la un moment dat pe tema asta, că uneori oamenii văd alternative care pot fi mai bune, dar în același timp alternativele pot să nu fie mai bune și preferă o siguranță mediocră, să zicem, unui potențial câștig care e doar potențial și are sens. Da, un alt lucru pe care ei le explică și nu doar ei,
și neurobiologii, să zicem, sunt faptul că oamenii încearcă să-și conserve energia mentală. Că ăsta este unul de motive, adică de ce vrem să facem asta? Creierul este un mare consumator de energie. Energia n-a fost tot timpul așa la liber, precum este acum. Și nefiind energia la liber, noi, ăsta a fost motivul. Dincolo de asta, că aveai nevoie să gândești rapid că atunci când erai în pericol. Din păcate, eu aș zice că în cele mai dese cazuri, 90% din viața noastră este determinată de această gândire rapidă, de tipare, păi de hai gândire, să vedem de un obiceiuri. Pic. Da. Aici am o întrebare specifică pentru tine, pentru că îl citești pe Kahneman și înțelegi într-un fel că gândirea rapidă e foarte ușor de manipulat, să zicem, de cineva care ar putea să facă asta din exterior. Da. Pe de altă parte, tot Kahneman spune sau lasă să înțelegem că nici gândirea lentă nu e chiar așa de bună, pentru că trebuie nu. Să proceseze o cantitate uriașă de date pe care efectiv nu putem să le procesăm, că nu suntem calculatoare, suntem oameni. Și mai mult decât atât, uneori s-ar putea să dăm fail. Adică sunt multe cazuri, motivul pentru care rămâne la gândirea rapidă este că sunt multe cazuri în care gândirea rapidă dă rezultate mult mai bune. Plus că e costul de oportunitate, că el cam asta explică. Adică de multe ori, chiar dacă ai luat decizii un pic mai bune, faptul că nu le-ai luat suficient de rapid, îți dau un exemplu, ești plecat undeva într-o călătorie sau chestie de genul ăsta și trebuie să alegi care este cel mai bun restaurant. Poate ai putea alege un restaurant un pic mai bun. Dar care este costul? Să petreci încă 3 ore să citești recenziile când tu ai vrut exact. Doar să mănânci exact. Și să-ți mergi mai departe și să-ți vezi de vacanță? Exact. Adică e coadă, e bun. Nu are sens. Da, e coadă, este bun și o să merg mai departe cu acel restaurant. Ei, noi copywriterii, ce facem de multe ori este că aici vin chestiile de finețe. După ce m-am prins că am produsul potrivit pentru omul potrivit, cu mesajul potrivit, ambalajul potrivit, etc., încep și mă joc cu lucruri de genul ăsta, cu gândire rapidă, adică văd când o pot folosi, văd când trebuie să o întrerup. Spre exemplu, atunci când eu știu că sunt blocat în așa am făcut până acum, sau n-am făcut niciodată, sau pare riscant pentru că n-am cumpărat niciodată genul ăsta de produs sau n-am trecut niciodată această barieră a prețului, trebuie să vin cu argumente și să-l fac să se gândească profund. Trebuie să Hai să ne gândim la un exemplu. Hai să ne gândim. Deci eu mi-am cumpărat toată viața, să zicem, Ford. Da? Și un Ford costă, să zicem, 20.000 de euro. Și dintr-o dată cineva vrea să mă convingă să-mi cumpăr un Mercedes care costă 40.000 de euro. Da. Deci într-un fel trebuie să rupi asta, nu? Că omul are o barieră mentală. O mașină trebuie să coste 20.000 de euro. Da. Trebuie să... Sunt mai multe lucruri. Una la mână. Poți să-i aduc aminte de situații în care a luat decizia asemănătoare. Spre exemplu, un exemplu pe care îl dau adeseori. Băi, uite, eu aveam momente în care când eram tânăr și sărac, nu-mi cumpăram niciodată cărți mai scumpe. Adică toate cărțile pe care eu le-am cumpărat erau cărți la reducere. Tot ce era la 15 lei, 20 de lei. Nu dădeam niciodată, n-aș dădea niciodată 70 de lei sau 80 de lei cât era cartea lui Kahneman. De ce? Pentru că era o carte scumpă. Și ani de zile am ținut-o în povestea asta până am văzut cărțile alea erau mediocre și puteam, în loc să-mi cumpăr 3 cărți proaste, puteam să-mi cumpăr o carte bună pe care să o citesc de 5 ori, de 10 ori până integram toată informația din ea. Așa și dau uneori exemplu ăsta uneori și deci e un exemplu cu care mulți pot rezona. Cum mi-am cumpărat chestii ieftine și când trebuia să cumpăr ceva. Poate fi vorba despre produse din casă. Poate fi vorba sau o geacă, despre proastă, o geacă, despre o pereche de încălțări. Am dat și exemplu ăsta cu încălțările. În loc să-ți cumperi 10 milioane de perechi de încălțări, îți cumperi una care poți să o pui și la colecție, să o vinzi după aia că este nu știu ce. Și dând de exemplu ăsta, lucrurile cu care oamenii pot rezona, pentru că fac transferul de acolo la aici. Uite, exact asta este și așa e și situația asta. Cum ar zice ăsta, cum îi zice Dalio, un alt caz la fel. Este fix același lucru. Da? Să împărtășim oamenilor că Ray Dalio este un om pe care îl urmărim amândoi și care a scos relativ recent cartea lui de principii, acum câțiva ani. Principiile da, se cheamă. Principii în limba română, da. Principii.
și care este unul dintre puținii investitori la bursă, poate doar alături de, de Warren Buffett, care a bătut constant bursa 30 de ani sau ceva așa. Și mai mult, da. Da, suficient ca să considere că știe ce spune. Da, deci cel mai simplu este să găsești, da, care sunt pentru publicul respectiv relevant, să găsești exemple în care el a făcut acest, a făcut acest switch, să-i aduce aminte de ele, să-i aduce aminte că nu s-a întâmplat nimic, n-a fost pus în pericol și că a fost o decizie bună și în felul ăsta el poate să decide, ok, a, deci și asta ar putea fi o... E, hai să discutăm despre... Noi povestim destul de des, Paul și cu mine, și ne-am obișnuit cu ideea că ne vom întrerupe unul pe altul în timp ce povestim și e ok să fie așa. Spune-mi un pic despre etică. E etic să convingem un om să cumpere o pereche de pantofi pe care nu și-a mai și-a cumpărat pantofi de 100 de lei să-l convingi să cumpere pantofi de 200? Îți spun cum văd eu și ce le predau cursanților mei, le zic așa. Când vine vorba de marketing, oamenii vorbesc despre pâlnii de vânzare. Eu prefer să nu vă cap pe o pâlnie, turnăm cât mai mulți oameni, ei îi scuturăm ca să treacă prin pâlnie cât mai mulți clienți. Prefer să o prezint ca pe o piramidă. Nici ca pe un tunel, la mine este o piramidă. Și zic așa, dacă primul pas în orice campanie, în orice fac eu, este să mă asigur că eu ofer pentru publicul potrivit produsul sau serviciul potrivit în condițiile potrivite, atunci consider că al convinge să ia decizia este un ajutor pe care îl dau. Și atunci eu văd așa, eu sunt la baza, am de urcat un munte. Eu nu sunt ăla care scutur oamenii să cumpere ceva ce n-au nevoie, ca după aia să regrete și să nu mai vină niciodată la mine, să nu mai cumpere niciodată nimic de la mine, că zic, m-ai păcălit odată, a doua oară nu mai iei banii. Că mi se pare că e o afacere proastă și pentru mine și pentru el. Poți să păcălești oamenii să cumpere. Am avut cazuri în care am cumpărat de la cineva și am zis, în viața mea nu mai cumpăr nimic de la el. M-am simțit păcălit. Nu vreau să ajung în situația asta. Eu consider așa, rolul meu este ok, tu ești, avem un munte de urcat împreună, eu știu că este super tare în vârful acelui munte și o fac adesea asta cu prietenii mei, dar tu nu te-ai urcat niciodată. Eu am prieteni care n-au fost niciodată până să meargă cu mine, n-au fost în drumeție sus pe munte, adică pentru ei munte era, vin până la Brașov, mă duc în Piața Sfatului și am mers pe munte, da? Am mers la munte, ăsta nu-i munte. Până la Taverna Sârbului, mănâncă o ciorbiță. Ei, eu ziceam, hai să vezi cum este îndrumeție. Și le era greu, poate n-aveau încălțări, poate erau obosiți, n-aveau condiție fizică, le era frică, nu știu, tot felul de lucruri de genul ăsta. Ei, eu insistam și le dădeam argumente și îi împingeam de la spate să meargă cu mine în drumeție, iar la final erau extraordinar de recunoscători. Și întrebau ei, când mai facem, când mai mergem, ce tare, ce mă bucur că au insistat, chiar am dus, l-am dat niște rude într-o drumeție de asta și a zis să ne mai păcălești și data viitoare. Cumva i-am făcut să creadă că o să fie mai ușor decât... Într-un fel, e datoria noastră ca oameni de marketing sau ca parte a vieții noastre când suntem oameni de marketing să-i scoatem pe oameni din zona de confort. Da, dacă noi considerăm că avem un produs sau un serviciu util. Dacă nu este util pentru ei, întrebarea mea este de ce m-aș chinuie să vând un serviciu sau un produs prost către publicul nepotrivit, dacă vreau să fac treaba asta pe termen lung. Adică eu n-am avut și este greu, este foarte greu să transmit asta mai departe. Eu n-am niciodată o grabă în a face ceva să meargă de prima dată. De ce? Când mă apuc de ceva, mă gândesc, bă, pot să o fac pe viață? Lucrul ăsta, da. Dacă pot să o fac pe viață, merită făcut, adică e genul de demers care merită făcut, este, cred într-adevăr că este o nevoie în piață pentru el, da. Dacă da, atunci n-am nicio grabă, o să tot ajustez, o să tot fac chestii, o să tot îmbunătățesc până mă asigur că am produsul potrivit, la prețul potrivit, cu ambalajul potrivit, pentru publicul potrivit, astfel încât după aia să poată fi ușor de vândut. Că e mai greu să convingi un om să urce Everestul decât să urce până pe tâmpa, este adevărat. Și mi-asum și treaba asta. Poate mi-a un an de zile să conving pe cineva să urce Everestul, dacă Everestul e muntele meu, și mi-a o jumătate de oră sau 5 minute să-l conving să urce pe tâmpa. Că sunt lucruri diferite. Dar dacă eu cred că într-adevăr este ceva ce merită făcut, este de datoria mea și o să fac tot ce pot să-l duc acolo, să-l duc pe Everest sau pe tâmpa sau care mi este vârful. Spune-mi, te rog,
Spune-mi despre tine, cum ajunge un om să fie trainer de copywriting? De întâmplare. Nici eu, da, hai să spun un secret. Când am apucat să fac, eu eram cofondator la Ticabo, o companie care vindea atunci jocuri și jucării, acum vinde mai mult cărți, avem și titluri, și titlurile noastre și titlurile pe care le luăm din afară, le tracem, adică avem editură. Și acum am început, iar am început să aducem jucării, adică suntem în procesul ăsta. În fine, aveam această companie, prima oară scriam eu, nici măcar nu știam să numește copywriting. Când am început să studiez, am început să studiez psihologie, am început să studiez economie comportamentală și un pic de sociologie. Citeam tot ce prindeam din domeniile astea, nu știam de copywriting. Scuză-mă că te întrerup. Da. Să nu uităm, dă-ne câteva recomandări pe astea trei direcții de ce să citim. O carte, două, un articol, două, un curs, două. Păi eu Schwartz se numește, mi-am adus aminte, tipul care cred că trebuie citit. În păcate în sală. Dacă ne spui, da. Dacă ne spui numele sau după, Eugen, poți să ne spui Eugen după. Schwartz se numește, dar îmi perfect, sare... o să pun link-ul în descriere. Da. Eugen Brain to Advertising se numește, cred că este una dintre cele mai bune cărți și el vorbește despre sofisticarea pieței, mi se pare în continuare, deși cartea a fost scrisă prin anii 70, dacă nu mă înșel, este în continuare foarte utilă. Din domeniul copywriting-ului, pe mine, sincer, dincolo de copywriting, nu m-a ajutat, sau nu știu, n-am învățat eu din el, neapărat că nu m-a ajutat, am citit multe, nici nu le-am reținut denumirile. Ce m-a ajutat mai mult, cărțile lui Cialdini, ambele? Ambele, deci nu doar cea cu 6 legi de persoasiune. Nu, nu, pentru că prima este relativ simpluță, adică dar sunt într-adevăr, astea sunt bazele, da, simpatia, raritatea, consecvența, etc., etc., dar și a doua, care apropo a doua seamănă mai mult pe stilul lui Kahneman decât Ariely, prima este cu foarte multe povești, a doua a scris-o mai mult în stilul lui Kahneman, a doua carte, deci Ariely, Kahneman, ăsta cum îi zice, Cialdini, Schwartz și în rest tot ce găsești online, podcasturi, spre exemplu, am un tip care a scris și cărți, evident, dar are și foarte multe podcasturi. În rest, tot ce am putut să prind online, de la podcasturi, la e-book-uri, la cărticele, dar asta am înțeles eu. Pe mine ce m-au impactat nu neapărat astea din copywriting, pentru că mi se pare că viziunea de cele mai multe ori a copywriterului este prea îngustă și sens la un moment dat că unii copywriteri s-ar putea să strice mai mult decât să facă bine. Da, mi-ai zis. Că vreau să te întreb, dar nu ai zis nicio carte de copywriting în sine. Brain to Advertising, despre asta este vorba. Asta despre este, ok. Da, da, Eugen Schwartz, de care îmi place foarte mult. Și mai sunt, mai sunt scrisorile lui... Unui tată către fiul lui, nu, exact, din tipul închisoare. Care, din închisoare, da, și îi uit mereu denumirea, iar mi s-a părut. Ceva cu B. Baron Letters. În zona asta, da, le găsim și punem link-ul, că sunt publice, nu? Acum sunt publice. Publice fiului și acum are un grup de Facebook în care face diverse lucruri, are și un site. La el este între puținii copywriter care mi s-a părut că a ieșit din copywriter. Deci cumva problema mea cu materiale din zona copywriting-ului mi se pare că sunt doar despre asta. Despre suprafață. Cum facem niște cuvinte, dar nu le facem să aibă sens. Așa simt și eu la e-commerce, că e-commerce-ul e despre platforma pe care o folosim în loc de să fie despre business. E, cam așa a fost. Copywriting este despre oameni. De ce acțiunea, de ce acest cuvânt trebuie să-l scriu așa? De ce trebuie să folosesc această formulă de copywriting? De ce asta funcționează și asta nu? În momentul în care înțelegi că eu am văzut multe exemple de copii care au mers în trecut, care acum n-ar mai prinde. De ce n-ar mai prinde? Pentru că oamenii le-au tot văzut și s-au plictisit. Și atunci pe mine, exact, piața s-a sofisticat și atunci pe mine întotdeauna m-a interesat, vreau să înțeleg gândirea din spate. Tipul ăsta cu scrisorile, cred că asta a făcut și oamenii ăștia cu care predau psihologie, economie comportamentală, sociologie, spre exemplu
Shell lui Shevard. Shevard, iar e o tipă de care îmi place foarte mult și acum am cumpărat iar cartea, că nu știu unde este prima ediție, iar mi-a plăcut foarte tare. Ideea este că copywriterii trebuie să înțeleagă că nu trebuie să studieze doar copywriting. Trebuie să înțelegi cum funcționează lumea și mintea umană. Și societățile, pentru că, apropo, grupurile de oameni nu funcționează la fel precum funcționează indivizii. Și sunt multe lucruri, spre exemplu, sunt studii pe cum funcționează suportele. Sunt studii legate de cum funcționează armatele, cum funcționează popoarele în caz de pericol, în caz de război și multe alte lucruri. Și diferența asta dintre cum funcționează un grup versus individ, iar este foarte importantă pentru un copywriter să știe. Ne spui și niște scurtături, că ne plac tuturor scurtăturile. Spune-ne un pic despre formulele de copywriting și cum putem să le folosim să construim un mesaj scris sau vorbit mai persuasiv. Bă, eu le predau, asta mi se pare cel mai simplu. Problema, agitație, soluție. Vorbești despre problema omului, îi spui de ce problema e importantă, îi dai soluția. Before, after, bridge. Uite cum stau lucrurile în viața ta acum, uite cum ar putea sta, uite care este puntea care duce la asta. Și avem, evident, mama tuturor formulelor de copywriting, AIDA, din care pleacă totul și pe care se construiesc, de fapt, și fanurile de vânzare. Atenție, interes, dorință, acțiune. Trebuie să-ți captezi întâi atenția, pe care o să o transformă în interes. De fapt, e un fel de alchimie acolo. Atenția se transformă în interes, interesul în dorință, dorința se transformă în acțiune. Și ce trebuie să fac pentru fiecare, pentru fiecare pas în parte. Astea sunt principale trei. Că mă joc cu ea, spre exemplu, la problemă, agitație, soluție. Este foarte simplu cum să inventez după. Poți să am așa, problemă, agitație, soluție, testimoniale, să zicem, sau studii de caz, sau garanție, sau orice altceva pot să mai bag, sau autoritate, sau simpatie, când spun povestea mea, pot să mai adaug, dacă știi ingredientele cu care poți să gătești, și asta avem așa, avem urgență, da? Avem raritate, avem simpatie, avem dovadă, avem lăcomie, avem frică. Dacă stăm să ne gândim un pic, chiar și Biblia poate fi o carte de copyright. Din toate cele 7 păcate capitale sau câte sunt, sunt motive care îi fac oameni să acționeze. Invidie. Sunt nișe în care invidia vinde. Sunt nișe în care frica vinde. De fapt, frica vinde de foarte multe ori. Lăcomia. Care e motivul pentru care oamenii cumpără la reduceri chiar și ceea ce n-au nevoie? Frica plus lăcomia. De ce cumpăr mai mult decât aș putea să consum vreodată? Lăcomia. Tot așa, deci dacă înțelegi natura umană, dacă înțelegi forțele care ne mână pe fiecare, nevoia de, putem să mergem la astea mai rafinate, nevoia de semnificație, să fiu parte din comunitate, nevoia de a lăsa ceva în urmă, da? Moștenirea, de a lăsa moștenire copiilor mei. Asta e piramida lui Maslow apreciat. Da, da, toate lucrurile astea, deci e vorba doar despre oameni. Dacă înțelegi cum funcționează oamenii și grupurile, și înțelegi că există o diferență între oameni și grupuri. Prima oară te adresezi grupurilor. Spre exemplu, dacă faci o promovare, cu cât mai mulți oameni sunt parte din promovarea respectivă, cu atât o să funcționeze mai bine. Dacă faci un webinar, una este să ai 1000 de oameni în webinar, alta este să ai 100 de oameni în webinar. De cele mai multe ori la grupurile mari o să funcționeze mai bun. De ce? Pentru că ai, te întorci la ce a spus și Aldini, dovada socială. Oamenii fac dovada ceea ce socială. Sau cum zice Seth Godin, a scris o întreagă carte despre asta, People like us do things like this. Dacă reușești să mă etichetezi. Așa facem noi lucrurile pe aici. Așa facem lucrurile noi pe aici. Da? Cultura. Cultura este să înțelegi cultura. Apropo, eu am învățat mai multe de la Seth Godin, care nu este copywriting despre copywriting decât am învățat de la toți copywriterii la un loc. De ce? Pentru că mie mi se pare că absolut tot ce a construit el este despre cultură. Asta cultură. Mi se pare modul. Okay. Cultură, da. Triburi, care poate una dintre cele mai cunoscute cărți ale lui, este despre cultură. Prima carte a lui care a dat startul marketingului direct, când a explicat ce înseamnă să cer voie omului, îl întrerup și pe care îl cer voie să-l întrerup în continuare, a scris-o până 90 și ceva, marketing bazat pe permisiune. Mi se pare că marketing bazat, tot ce facem noi acum marketerii digitali,
are la bază ideile originale de marketing bazat pe permisiune, dar este tot despre cultură, adică el asta a făcut tot timpul. Mi se pare un filozof că n-a fost foarte bun practician, adică nu a fost un hustler precum Gary Vee. Da? Iar de la Gary Vee am învățat foarte multe despre copywriting, că și Seth Godin și Gary Vee sunt oameni care hackuiesc cultura, doar că în moduri diferite. Seth Godin mi se pare că zice așa, studiez tot ce au spus alți filozofi, integrez filozofii și informații în altă parte, pe care văd cum se repetă istoria. Asta face Seth Godin. Gary Vee zice, nu studiez nimic, eu doar stau și observ foarte atent ce fac oamenii și de ce fac oamenii anumite lucruri și pe care le spun mai departe. De la ei doi am învățat mai multe despre copywriting decât de la copywriteri. Are sens. Cum ziceai, e mai adânc decât pusul de cuvinte meșteșugite pe hârtie. Nici nu cred că sunt foarte bun la asta, să știi. Eu, hai să spun un secret, eu nu mă consider copywriter. Deși predau copywriting. Eu nu, știi cum și ce zic care... studenții tăi? Păi nu, sunt exact precum, deși scriu, nu cred că scriu rău. Știi cum mă văd? Mă văd exact ca antrenorii aia care n-au fost fotbaliști. Eu am scris pentru mine, dar n-am făcut din asta o meserie, adică niciodată n-am practicat copywriting-ul să scriu pentru cineva. Cum îi zice? Care e antrenorul de fotbaliști care n-a fost fotbalist și este un antrenor foarte bun? Messi. Sau poate ne amintim pe parcurs. Cred că Messi. Da, nu Messi, da, n-am treabă cu fotbalul. Mourinho. Paul, spune-ne că tu ai scris o carte, spune-ne despre ce e cartea ta și cum se cheamă. Despre cultură. Dar este despre cultura. Da, cartea, eu zic, o carte neserioasă cu un titlu serios. Și o să zic, apropo de cultură, de ce am... Se numește Lasă vrăjeala. De ce? În zona mea este des folosită expresia asta, dar cred că unul din lucrurile pe care, apropo, dincolo de formule de copywriting, cred că omul trebuie să înțeleagă cu cine vorbește și trebuie să-și stabilească niște obiective înainte să înceapă să scrie. Eu am zis așa, vreau să scriu o carte care să facă următoarele lucruri. Una la mână. Să ajungă la un public sofisticat care deja l-a citit pe Tony Robbins, pe mai știu cine, pe zona de dezvoltare personală și nu o să mai citească încă o carte cu titlu 7 pași să faci nu știu ce lucru sau un de ăsta banal, pentru că are suficient de multe cărți de genul ăsta. Deci una, am vrut să deci ajungă... asta e o vacă mov, o vacă mov, da, o vacă mov. Am vrut să ajung la ei cu un prim boldness, adică prin ceva îndrăsneț. Și a fost singura idee care mi-a venit. După care am zis așa, există o grămadă de oameni care au nevoie de ajutorul meu, care nu citesc cărți, pentru care dezvoltarea personală și toate lucrurile astea sunt niște prostii pentru pămpălăi. Că ei sunt pe stilul de pe șmecherie și pe... Sunt într-adevăr genul ăsta de oameni. Vreau să ajung la oameni care n-au citit până acum niciodată o carte de genul ăsta, care să uite la oamenii din domeniul ăsta și zic niște sclifosiți, în special la tineri, și vreau să ajung, chiar dacă de scopul scuze mijloacele, o să mă înjure mulți, vreau să ajung cu o carte de calitate la acești oameni, sau cât pot eu să fac de calitativă. Și mi-au cumpărat cartea părinți. Dar de și ce ai vrut să ajungi la ei? Cartea a pornit, ideea cărții a pornit de la un prieten de-al meu care era foarte talentat din punctul meu de vedere, dar nu făcea nimic. Era o semilepră și cred că o recunoaște și el, nu știu dacă o să-i placă chiar cuvântul, dar el știe că întâi l-am scris-o și este un om extraordinar acum și pentru el am scris-o după discuție și o frustrare de-a mea cu el când i-am zis, băi, lasă vrăjeala că nu e așa cum spui tu. Știi, după asta. Asta a fost motivația mea. A fost motivația poate pentru că m-am și văzut în situația asta, pentru că m-am mirosit foarte mulți ani în viața mea, poate pentru că am foarte mulți prieteni sau oameni apropiați sau vin într-un mediu în care eu am întâlnit și în armată unde am lucrat și am întâlnit oameni de genul ăsta. Eu n-am venit în medii foarte educate, n-am făcut o facultate, n-am trecut prin experiența unei multinaționale. Și atunci, cumva, eu mă simt mai apropiat de față de omul de rând. Prin educație și prin ceea ce am învățat, m-am apropiat și de oamenii ăștia cu educație superioară, cu cultura unei multinaționale și toată povestea asta. Dar
prin viața pe care am trăit-o și originea mea, mă simt mai apropiat de popor. Știi? Și ăsta a Eu fost înțeleg motivul. asta, Paul, dar ce nu înțeleg este, poate sună dur, dar de ce ai vrea să ajuți un om care nu vrea să fie ajutat? Acum n-aș mai vrea. Atunci asta doream. Nu mai știu. Deci motiv, dacă e să merg un pic mai departe, nu mai mi-aduc aminte care. Probabil că aveam un sindrom al salvatorului sau o chestie de Da, genul ăsta. triunghiul, cum Nu. se cheamă? Victima, salvatorul și... Da, așa mă vedeam în momentul ăla. Și să știi că foarte mulți oameni la un dat am renunțat să mai public în format fizic pentru că mă așteptam, aveam așteptări mult mai mari de la modul în care oamenii or să reacționeze, numai că am văzut că e cu recul. Deci au venit oameni, eu am continuat să o mai vând și acum să vine doar e-book, din când în când. De vreun an jumate, doi și în continuare vin oameni care au citit-o sau care au primit-o cadou sau care spun că a fost prima carte sau care spun că au făcut nu știu ce acțiune, au luat nu știu ce decizie după ce au citit cartea. Zic, bă, uite că totuși a avut efect, doar cu mult mai târziu decât m-am așteptat eu să aibă efect. Cam asta e povestea O cărții. întrebare în afara zonei noastre de discuții obișnuite. Cum îți prioritizezi tu timpul și activitățile? Spun întrebarea asta pentru că de curând am citit un citat care mi-a rămas în minte, care zice așa, îl citesc în limba engleză și după aia îl traducem. How you do one thing is how you do everything. Da. Îți faci și patul cum trebuie, se reflectă în toată viața ta sau toată cariera ta. Dar pe de altă parte, dacă faci toate lucrurile mărunte perfect, nu mai ai timp. Trebuie într-un fel să prioritizezi. Asta e opinia mea. Care e opinia ta? Păi am trecut prin multe. Eu am început cu priorități sau cele mai importante lucruri pe zona de priorități este de la ce nu fac. Adică, cea mai mare decizie, spun de anul ăsta, în cartea lasă vrăjeala le spuneam oamenilor, eu văd așa, o mare problemă și o oportunitate, sabie cu două tăișuri social media și sunt înconjurat de foarte mulți oameni, cel puțin în bula mea, în bula oamenilor care trăiesc sau lucrează online, care consumă nepermis de timp, de mult timp pe social media. Și învățam cum să nu mai consume atât de mult timp. Cum? Între timp, Învață-ne și pe noi. păi nu, spun decizia radicală și este extraordinară, de 2 luni de zile, cred că am ajuns la 2 luni de zile, nu mai am niciun fel de aplicație pe social Deci degetul mare era problema, nu calculatorul. media. Da, Scrollul degetul pe... mare, scrollul, scrollul, scrollul. Pe calculator n-am nici măcar o problemă. Scrollul, faptul că te trezești de dimineață, apropo de gândirea rapidă și asta faci. Dincolo de asta, nu doar timpul, dar și neliniștea și buclele pe care le deschide social media. Deschide o grămadă de bucle în mintea noastră. Pun o postare, o să mă reîntorc, vreau, nu vreau, mă reîntorc să văd. Mi-a dat cine like, mi-a comentat ce s-a întâmplat acolo. Rămân și ajung la final și văd că mi-am trăit un sfert în viață în social media. Nu zic că nu poate fi util, dar e vorba de costul de oportunitate. Ce altceva pot să fac mai bun cu timpul meu? Deci am început prin a învăța să spun nu, dar mai am foarte mult de aici e o problemă. Mai am foarte multe lucruri de făcut la zona asta, dar pentru mine ăsta a fost hack-ul numărul 1. Învață să spui nu la lucrurile care nu sunt importante sau care nu sunt atât de importante sau în care dezavantajul e mai mare decât avantajul. După care folosesc calendarul, adică tot ce trebuie să fac trebuie să pun în calendar. Eu nu sunt cel mai organizat om și știi că ți-am mai povestit treaba asta. Apropo de cum îți faci patul, una din tendințele mele de personalitate este să sar peste detalii la lucrurile care cred că mută cu adevărat acul. Și de multe ori, gen, în loc să stau să mă organizez, mă apuc imediat și fac treaba. De multe ori fac treaba asta. Nu zic că este neapărat cel mai bun lucru, dar prefer să mă apuc și după care să strâng în jurul meu și să fac, cel puțin până acum am făcut, să fac curățenie. Deci asta mi-a permis să fac lucrurile mai repede, dar cu un consum mare psihic, emoțional, pentru toți participanții, dar mi-a permis, uite, cum sunt acum în N proiecte implicat. Nu este cea mai bună metodă, nu este o metodă pe termen lung, dar accept durerea, apropo de cum mă organizez, accept durerea din faptul că când vreau să fac multe și fac doar lucrurile care mișcă într-adevăr acum.
Pe termen scurt e o problemă, pentru că nu toată lumea este calibrată la același tip de acționa. Și apropo de cultură și ce am învățat acum, să-mi las măcar timp ca să comunic și să explic mai mult și să văd cum funcționează lucrurile. Dar așa am făcut Ticabu, așa am făcut Pica, adică tot ce am construit se datorează capacității mele de a mă lupta cu nevoia de a face totul să fie perfect din prima. Și da, chiar când toate forțele parcă sunt pe mine, zic nu, asta trebuie să facem. Astea sunt lucrurile importante. Continuăm, nu mers din prima, nu contează, o facem și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Cred că mă ajută faptul că am foarte multă energie și sunt neobosit. Am lucrat și sâmbătă, am lucrat și duminică, spre exemplu, weekendul ăsta. Le-am lucrat zilele astea. Da. Nu cred că e potrivit pentru toată lumea stilul ăsta. Dar poate pentru nici pentru tine, dacă îmi permiți, pe termen lung nu e... Pe termen lung nu, dar niciodată nu pot să... Dar am momente în care am momente de-astea în care împing lucrurile, după care le las să așeze. Că și eu am momente în care nu mai pot. Hai să intrăm într-o zonă mai distractivă. Două întrebări pentru tine. Prima, povestește-ne despre excursia ta de 42 de zile. 3, cred că a fost. Nici ori mai 43 de zile. Da. Și doi, pentru că te avem aici, nu putem să nu-ți cerem tips and tricks, învață-ne cum să scriem un subject line la un email care să crească open rate-ul. Luăm un exemplu, ce vrei tu. Eu propun să luăm articole de sport sau fashion. Da. Încep cu al doilea. Cel mai simplu, cel mai eficient este să nu fii inteligent. Okay. Știu că pare ciudat, dar după ce am trimis uneori chiar și zilnic e-mail-uri, am observat că titlurile sau subiectele, de fapt, inteligente nu funcționează atât de bine. Dacă încerci să stârnești curiozitatea, să păcălești omul, să faci lucruri din astea smart. Deci fără sistem tu, doar pe sistem one să fie. Da, nu e foarte simplu pentru cine este și ce este în acest email. Ce găsesc în acest email și ce este în acest email? Îți dau un exemplu. Dacă vreau să promovez, să zic că în seara asta ne vedem la webinar, eu nu trebuie să te păcălesc să nu-ți dau, că mi-e frică mie că tu nu vrei să vii la webinar și nu-ți spun că este webinar. Îți spun webinar gratuit în seara asta la ora 19. Ne vedem? Și la Adidas, cum spui? Adidas de alergare, că eu am promoție la toți Adidas și pantofii sport de alergare. Da, promoție de alergare la, nu știu, 30% reducere la toți Adidas. De ce? Omul care o să fie interesat o să vadă și o să deschidă. Dacă încerc să-l păcălesc sau dacă încerc să-i stârnesc curiozitatea sau dacă nu-mi este clar de ce e-mail-ul și îl deschid doar pentru că l-am văzut acolo, mă enervez. Când deschid mail-ul și eu asta cred că se întâmplă, pentru că am observat, știi ce? Primul lucru pe care îl observ când încerc să fii smart și nu este clar ce este și pentru cine este, dezabonări foarte mari. Mm-hmm. Când este foarte clar ce este și pentru cine este, oamenii nu se mai dezabonează. Chiar dacă zic doar pentru femei, am văzut așa, deschid bărbați, am văzut că doar pentru femei, dar nu se mai dezabonează. Doar pentru antreprenori. Ai fost corect am și fost clar, corect și ți-am spus din start. Deci este pentru mine a fost un șoc, pentru că încercam să fiu clever, încercam să hai să stârnesc curiozitatea, hai să fac să deschidă cât mai mulți oameni. Nu, o să vreau să acum vreau din start să fie clar, adică am gândit altfel, vreau să te segmentez, mai ales dacă am o bază mare, să zicem că sunt un magazin cu habar n-am N număr de produse. Și, hai să luăm un exemplu, să vândă tricouri de bumbac cu desene pe ele. Da, eu vreau să te segmentez din cine deschide, poate pe viitor să-i doar pe oamenii care au deschis. Deci folosesc strict clientul pe nume și zic avem reduceri la tricouri de bumbac pentru că știu că te interesează tricouri de bumbac, de basket să zicem. Știu că te interesează basketul pentru că altfel nu deschideai, că ai văzut acolo că e de vorba despre basket. Păi și cum ieșim din nebunia aia? Că deschid e-mail-ul, văd 100 de e-mail-uri în inbox, din care cel puțin 20 sunt promoții 30% la ceva de îmbrăcăminte sau ceva de sport sau la ce m-am abonat eu. Cum ies din... unde e vaca mea MOV în subject line-urile astea? Păi vaca MOV nu trebuie să fie în subject line. Vaca MOV trebuie să fie așa, nu știu dacă tu ești la fel, dar o să te întreb.
Ai oameni la care le deschizi cu prioritate mail-uri sau companii? Da, da. Uite, chiar aș vrea să recomand. Asta este Vacamov. Relația. Păi da, dar oamenii ăia, deci site-ul, să zicem, de, de pe care... Sau ai magazin preferat, da. De pe care eu deschid cu prioritate e-mail-ul, se cheamă Every. Every, ca, adică în sensul de toate. Da. Și oamenii ăștia îmi trimit niște e-mail-uri extrem de, de bune, în care analizează subiecte complicate, gen inteligența artificială, cum ne impactează viața, și totuși le deschide și sunt un consum, adică sunt pe sistem 2, nu sunt pe sistem 1, să fie simplu. Da. Hai să zic ce am observat eu. Vacamov stă în relevanță. Nu subiectul. Okay. Deci nu, de ce? Pentru că observ că în subiecte te bați cam pe aceleași open rate-uri. Dar dacă am trimit un mail relevant către niște oameni relevanți, am văzut, poți să obții, dacă în mod normal, nu știu, poți să obții între, habar n-am, nu știu, de, cred că depinde de industrie, dar hai să zic între 10 și 20% open rate. Dacă mă adresez unui public relevant cu un subiect relevant, am avut 30%, 40%, 50% open rate. Deci să fac segmentare și să pun subiecte aferente relevante segmentului, da, pe care îl targetez. Și dacă aș fi un magazin mare cu multe produse, asta aș face. Deci în segmentare și în relevanță, acolo cred că stă open rate-urile. Nu în, în noi produse, deci pentru ce vreau să deschid, ce se întâmplă? E un tip că, despre care foarte multă lume a zis la un moment dat, băi, că e schemă și așa mai departe. Chiar sunt curios care e părerea ta despre el. Tai Lopez. Te rog. Care nu-mi place Tai Lopez. Nu-ți place. Știu că multă lume spune, dar spun ce face Tai Lopez acum, o chestie foarte inteligentă. Cumpără branduri care nu sunt digitalizate și care, la, care, la numele cărora oamenii s-ar putea opri când îi văd un online și le transferă online. Pentru că el lasă așa, deci sunt doi competitori, tu vin scaune, eu vin scaune. Pe tine nu te cunoaște nimeni, eu deja sunt național, am 500 de magazine, ai copilărit cu mine, nu știu, avem o relație. Și văd, amândoi cheltuim $1000 pe Facebook pe reclame. Cine o să aibă CTR-ul mai mare? Tu, pe care, un om pe care, sau o companie pe care nimeni o cunoaște, sau eu, care sunt deja un brand? În momentul în care amândoi avem același, poate același furnizor, aceleași costuri, o echipă la fel de bună de marketer, de digital, poate chiar și aceleași scaune, dacă e să o aceleași scaune, CTR-ul ăla mai mare la mine, că, pentru că tu te oprești când mi-ai văzut numele, ia uite-mă, nici nu știam că sunt online ăștia, o să-mi aducă costuri mici, mai mici mie cu achiziția de client, profitabilitate mai mare, pot să reinvestesc după aia tot mai mult și mă duce într-o spirală de asta ascendentă. Mi s-a părut extrem. Hai să vorbim și despre alt lucru la care tu te pricepi bine, dar când spun bine pentru toți privitorii noștri, eu n-am văzut un om să fie mai priceput la chestiunea asta. Minimizez acum, dar reclame pe Facebook. Ai un fel de a gândi, nu doar de a executa reclamele, care mi se pare fascinant. Și ajută-ne un pic. Nu vreau să trag de la tine doar tips and tricks, că lucrurile sunt mai adânci decât tips and tricks, dar ajută-ne cu ce fac oamenii greșit când fac reclame pe Facebook. Să apucă să scrie. Da, asta înainte fac. Să... Da, copywriterii cred că ei sunt în business-ul de a scrie. Copywriting este despre a asambla. Eu îmi stabilesc obiective și microobiective. Spre exemplu, dacă vreau să te conving, să zicem că vreau să conving pe cineva să dea un click să meargă pe o pagină. Înainte îmi pun întrebarea, ok, de ce altceva trebuie să-l conving înainte? Spre exemplu, poate trebuie să-l conving de faptul că este interesant subiectul. Sau poate nu, poate omul deja este interesat de subiect, poate trebuie să-l conving de faptul că eu sunt de interes. Spre exemplu, poate oamenii nu te cunoști, atunci trebuie să vorbesc despre tine. Stau și mă gândesc ce trebuie să bifez eu înainte ca acțiunea mare să se întâmple și încerc să demonstrez acele lucruri în avans. Adică întâi îmi stabilesc obiective, ce vreau să zic, pentru cine vreau să zic, încerc să le spun cu voce tare.
ca să nu sune, pentru că eu m-am trezit adeseori că sunt, că textele mele sună ca textele scrise de un copywriter și nu vreau să sune ca textele scrise de un copywriter. Ci de un om, cum ar veni. Vreau să fie scrise de un om, vreau să scrie, Cosmin mi-a scris mie un mail. Mailul care vine de la tine pentru mine sau de la orice prieten pentru mine o să fie de cele mai multe ori mult mai persuasiv decât mailul care vine de la un copywriter. Și atunci asta fac. Încerc să mă gândesc, spre exemplu, am scris mail-uri, apropo de asta, mail-uri și reclame. Am scris mail-uri în care ziceam, băi, vrei să ne întâlnim în seara asta? Sau am scris mail-uri în care am folosit și eu trucuri de astea. Spre exemplu, am un mail cu un open rate foarte mare, în seara asta o să te cer în căsătorie. Sau am un mail în care zic să vezi ce mi s-a întâmplat. La Doamne, vă duc. Deci a fost o ponentă extraordinară. Am un mail în care am scris exact așa. Să vezi ce, că așa vorbesc cu oamenii. Să vezi ce mi s-a întâmplat în, nu mai știu pe unde am fost, în Roma. Stai sau să, exact cum nu am. Nu ne există de excursie. Ne-am dat cu un lucru serioasă și nu ne există. Zine, unde ai fost? Da. Cum poți să stai plecat 40 ceva de zile? Zici că e postul Paștelui. Da, am fost 43 de zile, dar am și muncit. Am fost vara asta un lucru pe care mi l-am dorit mult. Apropo. Deci mie îmi plac oamenii, de-aia nu consider că sunt copywriter. Mie îmi plac oamenii, îmi place foarte mult să-i studiez, să-i văd, să-i observ. Eu mă consider un om din popor și asta am făcut. Dar nu doar, orice popor. Și cred că o chestie, mai un lucru. Principiul contrastului. Se aplică și în asta. Când stai doar în România, unele lucruri nu o să le mai vezi la români, și la indivizi și la cultură. Când începi și pleci, oamenii oricum fac. Ai văzut că oamenii brusc se deșteaptă când pleacă în afară? Că încep să vorbească, ea sunt așa, încep să observe lucruri, încep să observe și diferențe și asemănări. Și cred că unul din lucrurile pe care poți face pentru a învăța și despre tine și despre cultura ta și alte culturi este să pleci. Mereu mi-am dorit să plec să vizitez. Cum? Cu muncă, cu echipă, asta am făcut cu foarte multă organizare. Mă trezeam dimineața, la 7 suna ceasul, mă trezeam cu ceas obligatoriu. La 7 suna ceasul, până la 9-10 aveam 2-3 ore de muncă productivă, fără telefon, fără nimic. Când m-am întors de acolo am luat decizia să închid telefonul, că am văzut cât de productiv am fost. După care mă duceam, mă plimbam, seara iar productiv. Adică am eliminat lucru ca să pot să fac alte lucruri. Asta a fost. Și m-am dus până, am ajuns până la până în Gibraltar. Dincolo de Gibraltar, trebuia să trec în Tanger, în Africa, dar a bătut vântul și n-am mai trecut feribotul. Mă aveam să ajungem până în Africa și înapoi. Până acolo m-am dus timp de 43 de zile. Pentru mine experiența culturală, adică să fac diverse, am stat și la hoteluri de 4 stele, 5 stele, am stat și în Airbnb-uri, am stat și în hosteluri, dar nu, n-am recunosc, n-am putut să stau așa cu toată lumea în cameră, dar în hosteluri cu camere private am încercat de toate și foarte interesant a fost să vezi, să vezi diverse lucruri și... Am stat și în oraș în care ți-era frică că mirosea urină pe străzi și deși era în Franța. Am stat și în oraș în care era totul numai lux și opulență. Consider cea mai bună investiție pe care am făcut-o anul trecut. Anul ăsta, de fapt, când a trecut încă anul. Vreau să te țin în șah, că ne apropiem de final și sărim brusc la un alt subiect. Am văzut de curând, acum vreo 2-3 zile, un text scris de un tool de inteligență artificială despre un subiect, era postat un screenshot și subiectul era cum termoizolația ajută la economisirea cheltuielilor cu încălzirea ale casei. Și asta cam așa suna ce i-a spus omul tool-ului să scrie. Și tool a scris vreo 3-4 paragrafe, dar sunau bine de tot, sunau normal, sunau ciudat de normal scrise. O să vă ia sau o să le ia oamenilor care se consideră copywriteri jobul? Nu, știi, de ce inteligența artificială o să fie doar un nou tool pentru un copywriter? Mm-hmm. De ce? Cred că, sau nu, inteligența artificială o să fie la fel de bune la copywriting și content marketing. Apropo, genul ăla, eu am văzut că e mai bună la a face content.
că este o diferență. Deci nu cu intenția de vânzare, ci mai degrabă de educație sau de comunicare. Exact, da. Dar cred că o să fie la fel de bună precum va fi la analiza firea umană. Adică să înțeleagă și să înțeleagă contextul, să înțeleagă nu doar asemănările, ci și diferențele și contextul. La adică? Păi zic, un copywriter obișnuit, să zicem, știe să ia formula AIDA, PAS, BABE, TK, să facă texte, adică poți să-l alimentezi, uite, astea sunt problemele, astea sunt motivele, astea sunt argumentele și poți să asamblezi un text bunicel. Asta face un copywriter normal. Un copywriter foarte bun trece dincolo de evidență. Dacă are, evident, chef, timp și energie să stea să le gândească și stă suficient de mult. Lucruri pe care nu cred cel puțin momentan că AI-ul poate să le facă. Dar AI-ul poate fi un tool extraordinar pentru un copywriter. Poate să fie un tool, în primul rând îl văd un tool de research și analiză. Adică eu dacă aș folosi un AI, aș vrea ca AI-ul să-mi arate ok. Ce se întâmplă dacă folosesc cuvântul, habar n-am, hartă versus, sau nu știu, sinonime, ce se întâmplă, care este impactul lor în mintea mea, și AI-ul poate să analizeze și să zică acest cuvânt este mai puternic decât celălalt cuvânt. De ce? Pentru că 90% din cazuri oamenii au reacționat așa. AI-ul să fie un tool extraordinar, să fie o uniune dintre mașină și om, dar nu o să dispară. O să fie ca în Avatar, cum erau roboții aia, știi, era un om înăuntru și amplificat de un mega robot în care stătea, el conducea robotul. Mi-a plăcut imaginea asta. Eu cred că o să fie ca, eu am fost fan Star Trek, o să fie ca Data pentru echipajul Star Trek. Cu toate că exista un Data extraordinar de inteligent care înțelegea și emoțiile umane și o grămadă de situații astea super complexe, elementul uman a dispărut, adică capitanul Picard la decizie. Exact, care nu erau întotdeauna neapărat logice. Că nu trebuie, nu, uneori trebuie să iei și decizii care poate sunt lipsite de logică. Nu cred. Hai să finalizăm cu câteva întrebări rapide. Ești pregătit? Sigur. Zi-mi ultimul podcast pe care l-ai ascultat azi, ieri, alaltăieri. Azi n-am ascultat nimic, alaltăieri cred că am ascultat Hormozii. Alex Hormozii, exact. Care povestește despre ce povestesc mulții. Într-un final e despre a înțelege oamenii și despre multă muncă. Da. Zi-mi ce faci tu într-o zi obișnuită din viața ta. Faci sport, nu faci sport, muncești noaptea, muncești dimineața? Muncesc între 8 și 12 ore pe zi și când nu muncesc 12 ore pe zi, mai apuc să mai merg și la sală. Din păcate, în ultima vreme n-am mai fost la sală. Muncesc foarte mult, mă trezesc, nu pierd timpul cu nimic, mi-am făcut o cafea, mă apuc de muncă. Este un lucru care, apropo de Alex Hormozii, cu care eu rezonez, că asta spune și el. N-am ritualuri de dimineață, n-am lucruri de genul ăsta, intru direct în muncă. Direct în muncă. Da, și dacă nu fac lucruri care îmi fac mare plăcere, gen să mă întâlnesc cu prietenii, să ne jucăm un board game, să călătoresc, să mă uit la filme bune, muncesc. Deci muncesc și fac doar câte... Nu pierd vremea, adică nu pierd vremea pentru că mă plictisesc, de fapt. Cred că e mai important de spus că nu știu ce este aia plictiseală și nu înțeleg cu ce înseamnă să mă plictisesc. Muncesc extraordinar de mult. Fii atent, îți mai adresez câteva întrebări, dar ai voie maxim 10 cuvinte la răspuns, da? Sigur. Unde ai crescut și cum ți-a influențat asta viața? Pe malul Borcei, în Bărăgan. Borcei în Bărăgan. Bărăgan, agricultură, sat. Gândește așa, sudul este influențat foarte mult de cultura turcească și într-un sat fără bibliotecă, fără școală de asta, doar până la clasele 1-4 am avut, fără bibliotecă, cu baruri multe. Birturi. Da, și cu foarte mult șomaj. Care e cel mai frumos compliment pe care l-ai primit?
nu prea iau complimente. Nu prea le iau, deci nu prea le apreciez. Nu, cred că n-am învățat să fiu apreciat. Sunt oameni care spun, dar mie mă simt și jenat când spun cartea ta mi-a schimbat viața, m-a făcut să nu știu ce lucru sau din astea, dar nu prea le iau bine, nici nu le rețin că nu. Cred că în continuare eu sunt un om modest, cred. Păi ești, ne-am lămurit, numai că asta cu 10 cuvinte nu prea iese. Nu. Cea mai mare frică a ta? Că sunt prost, că rămân în urmă, că mă depășesc, că alții știu mai multe lucruri și fac lucrurile mai bine decât mine. Nu. Că voi dezamăgi. Fac orice ca să nu dezamăgesc oameni. Muncesc de 10 ori cât se poate, doar să nu dezamăgesc. Adică asta mă face de multe ori să acționez și să trag oricât ar fi de tare, dar nu vreau să dezamăgesc. Poți să trăiești din copywriting? Da. Foarte bine. Dar nu doar din copywriting, nu doar. Dacă înțelegi doar din copywriting să scriu niște cuvinte, poți să trăiești, dar poți să trăiești decent. Dacă vrei să trăiești extraordinar de bine, poți trăi foarte bine dacă înțelegi oamenii și înțelegi cum acționează și iubești și natura umană și tot ce ține de ea. Mi-am adus aminte de o întrebare normală, să Da. zicem, așa că o să te o adresez și cu răspuns mai lung. Am avut o discuție de curând cu cineva pentru un magazin de bijuterii, bijuterii scumpe, în care persoana respectivă a spus că nu mai este la modă să scriem descrieri emoționale la bijuterii. Acest inel îți va schimba viața ta și a soției tale și de pe malul Nilului. Eu am avut o părere diferită, dar nu cred că părerea mea era bună. Tu ce crezi? Când vinzi o bijuterie scumpă, mă refer la, să zicem, 1000 de euro, are rost să ne străduim să scriem o descriere emoțională sau spunem din ce material e făcută, ce piatră prețioasă și asta e? Cred că nu. Cred că la un anumit nivel, ca la tablouri, descrii un Picasso, îi faci o descriere unui Picasso, Da, valoarea pe este. principiu, dacă nu înțelegi, nu meriți. Nu, 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 nu. Nu neapărat că nu înțelegi, că nimeni, cei colecționarii de artă nu cumpăr artă pentru că au înțeles care este valoarea, pentru că au înțeles ceva despre ce a vrut să spună autorul sau un lucru de genul ăla. Nu sunt critici de artă, colecționarii de artă. Criticii de artă de multe ori nu-și permit să cumpere artă. Colecționarii de artă cumpără artă pentru sunt convinși că aia e valoarea și că o să crească valoarea. La fel și la valoarea trebuie să fie dedusă. Valoarea trebuie să fie sugerată. Când vinzi produse extraordinar de scumpe, e mai declară, trebuie să faci declarații, nu descrieri. Declarații despre cine este Explică-mi un brandul, pic. valorile în care brandul crede. Spre exemplu, dacă vând un magazin de bijuterii, nu o să fac o campanie în care să descriu, uite, bijuteria, ci o să fac o campanie în care o să identific care sunt valorile principale ale publicului meu și o să fac. Știi reclama aia veche la. O să-ți dau un exemplu bun. Reclama veche de la cu misfiții, de la Apple. De la Apple, da. Aia o să fac, o să vorbesc despre valorile omului fără niciun fel de legătură cu produsul meu și o să zic we stand for. Asta facem noi. În asta Și o să credem. înce în asta credem, asta susținem și o să încep să creez cum să zic, o asociere între brandul meu, pentru că omul nu o să cumpere bijuteria. O să cumpere brandul sau orice ar fi scump între brandul meu și anumite valori. Prin preț, prin locul în care este expusă, cum arată magazinul, cine poartă bijuteria, cu ce fel de Da. oameni m-am asociat, ce Prin fel de poveste. campanii am susținut. Așa o să vând bijuteria sau orice alt articol de ăsta scump. Deci oamenii cumpără asocieri, cumpără lucrurile alea nespuse când cumpără produse foarte scumpe. Spre exemplu, dacă vreau să-mi vând un tablou foarte scump, nu trebuie să-i fac niciun fel de descriere, ci trebuie să aranjez unul. Să am un backer, un susținător care să-mi cumpere. Deci să zicem că sunt un pictor la început de drum. Dacă vreau să-mi fie cumpărate tablourile cu din ce în ce mai mulți bani, primul lucru pe care trebuie să-l fac este ca cineva celebru, ca un colecționar,
să dea foarte mulți bani inițial pe un tablou de-al meu când nimeni nu mă cunoaște. Și toți ceilalți o să facă pentru oamenii ca noi fac lucruri ca astea. Deci să cumpere cineva cunoscut sau să fac în așa fel încât să fiu expus într-un loc din care să cumpere lucruri de genul ăla. Dacă iau un produs fără niciun fel de valoare, un creion, și îl pun într-o expoziție de artă, s-ar putea să pot să vând creionul ăla cu 50.000 de dolari fără nimic. Îl pun și îl înfig într-o foaie de hârtie. Și au fost cartă. Exemple, nu? Cu ce era? O dungă portocalie, o banană lipită. Deci contextul creează valoarea. La fel cum la un nivel mai ușor de înțeles și mai puțin absurd, o cafea într-un restaurant. Înțelegem foarte clar de ce o cafea într-un restaurant celebru, în restaurantul New York din Budapesta, sau cum n-ai se numește la, că am fost acolo. Nu-i foarte scump, dar de ce o cafea într-un restaurant celebru, chiar dacă are costuri de producție la fel ca într-unul mediocru, este mult mai scumpă? Pentru că este contextul creează prețul de multe ori, locul în care îl vinzi. Aș vrea să încheiem cu asta, mi-a plăcut cum ai formulat, contextul creează prețul. Spune-ne în final unde te pot găsi oamenii. Și pentru ce să te caute? Da, aș spune pentru Picasso Copywriting, dar o să schimb, nu știu dacă o să rămâne neapărat, dar o să rămâne de fapt Picasso. O să predau în continuare Picasso Copywriting. Nu mai comunic, poate să mă găsească așa, dacă intră pe site-ul meu, cu siguranță vor fi retargetați după aia pe Facebook. Cu indiferent ce voi vinde eu, nu știu dacă am acum o modalitate de abonare la newsletter. Singurul mod în care putem intra să fie sigur că eu voi comunica, pentru că nu postez constant nici pe social media, este să cumpere ceva de la mine. Dacă va cumpăra de ce, sau să intre pe site-ul meu, cu siguranță va fi retargetat cu mail-uri, cu reclame și tot așa mai departe. Dacă are nevoie de ceva, găsește datele de contact online, poate să înscrie, răspund pe WhatsApp, răspund foarte greu pe Facebook, pe Instagram, la Instagram intr-o dată pe săptămâna. Care e site-ul tău? Spune-ne site-ul tău. paulmelinte.com. paulmelinte.com. Mulțumim frumos, Paul, mulțumim că ne-ai povestit toate lucrurile astea. Eu am învățat multe lucruri astăzi. Mulțumim și te mai așteptăm pe la noi să povestești despre înțelegerea oamenilor. Cu drag și mulțumesc și eu pentru invitație. Mi-a făcut plăcere și nu știu când a trecut timpul. Mulțumim, da. Spor. Ciao. Mulțumesc. Pa, pa. Dacă ți-a plăcut acest episod de podcast, nu uita să dai subscribe aici pe YouTube ca să fii mereu la zi cu noile episoade e-commerce pe concret. Și am lansat un program complet de antreprenoriat în e-commerce. Urmărește-ne pe paginile noastre de social media, Facebook, Instagram, LinkedIn, pentru că postăm acolo informații și oferte speciale.